Cum vi se pare starea drumului? Foarte proastă. Foarte proastă. La zilnic pe aici? Da. Fiecare zi, un drum, două. Eu trec în fiecare zi pe aici, n-are rost să comentăm. Cum vi se pare starea drumului? Așa cum o vedeți și dumneavoastră, rea. Sunteți din zona? Sunt din Gherla. Circulați zilnic pe aici? Da. Aveți un mesaj Consiliului Județean? Îi rugăm să se implice mai mult în rezolvarea problemei drumului. Să se mai circule și cu taxiul din când în când, numai cu avionul. Cum vi se pare starea drumului? Extraordinar de bună. De la 1 la 10 ce notă e asta? 0,5. Sunteți din zona? Da. Și ca un blestem, de 20 de ani își bat joc de noi. Și unde l-au făcut, l-au lăsat în bătaie de joc. Vă dați seama, dumneavoastră, dacă veniți de la Gherla și dați în gropile astea, ce se întâmplă? Vă rupeți mașina, ne plătesc drumurile județene. Ce mesaj aveți Consiliului Județean? Să trăiască la mulți ani, dar alții, nu ei. Cum vi se pare starea drumului? Dezastruosă. Sunteți din zona? Da, da. La 1 la 10 ce notă e asta? În zona asta, 1. Ce mesaj aveți pentru Consiliul Județean? Să vină și ei mai des pe aici. A. Cum vi se pare starea drumului? Foarte prostă. Circulați zilnic pe aici? În fiecare zi, în fiecare zi. Sunteți din zona? Da, aici locuiesc, în zona Muncea. Ce... Vin sărbătorile. Ce mesaj aveți pentru Consiliul Județean? Să se implice mai mult, să aibă grijă și de noi, și de mașinile noastre, și de viața noastră. Extraordinar. Păi cum se pare să arătăm mult, tati? E ok, mă, e cel mai bun. E ok, așa e. Planetare, rupte, telescope, brață. Ce, cum pute, ce, mai pot să vă zic că ce stare e? Pericol de accident aici în 1, 2, 3, 4, 5 locuri până ajunge până la intrare în Fizeș. Gropile în mijlocul drumului de un jumătate de metru, de un metru. Ești aici din zona? Din Fizeșul Gherlis. Către Consiliul Județean, către RADJ, Cluj, nimica, niciun răspuns, nimica. Se va face, se va face când? Când la Sfântul Petru. Ce crezi că fac cu banii? Nu știu ce fac cu banii. Că dacă aș ști, poate că va spune. Nu pot să spun ceva cu banii, că mă bagă la pușcărie dacă spun aiurea, povestea aiurea. Ce mesaj ai pentru ei? Să trăiască bine. Cum îți drumul nostru și să trăiască și ei. Adică în grop să trăiască și ei, ca și noi. Cum trăim noi pe banii noștri, pe banii ce dăm pe taxă și pe impozite și pe robinete, așa să trăiască ei. Cum trăim noi în grup. Dar lor nu le pasă că ei stau la oraș, stau pe autostrăzi, pe autostrade.